antisemitismul, ca și rasismul, ca și xenofobia, ca și disprețul față de femei, asumat ca atare, reprezintă drumuri care te duc către violență, către fanatism, către ieșirea din comunitatea oamenilor civilizați. Iar antisemitismul în particular, repet, nu trebuie să fii un savant, să înțelegi. De la glumele în doi per cu evrei, la steaua lui David, aplicată pe haine. Totuși, acela e traseul. Să nu uităm unor, că recent s-au împlinit 80 de ani de la pogromul de la Iași. Da. Săvârșit nu de germani, ci de compatrioții noștri. Ceea ce s-a întâmplat la Iași, cred că ar trebui să fie o temă extraordinar de importantă de reflecție.